Ne bucurăm să te cunoaștem. Să aduci astăzi note de 10, iar tata, dacă îi aduci 10, îți aduce premii de la Cannes. Ah, deși nu participă la concurs, dar oricum, impresii frumoase. Igor, mulțumim foarte mult pentru prezența în această dimineață. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Și mult succes. Doamne ajută. Să vină banii da. pentru această plecare foarte importantă. Cel puțin lumea, dacă există vreo intenție din partea unei structuri, spre exemplu, ar putea lua legătura cu Uniunea Cineaștrilor, care e cumva la vedere și... Da, investiți, pentru că nici nu știți cum într-un viitor nu foarte îndepărtat veți fi hotărâți să cumpărați chiar și un hotel la Cannes, pentru că moldovenii vor merge tot mai des acolo, să aveți unde să-i cazați. Noi continuăm programul, doamnelor și domnilor. Am discutat despre noua producție cinematografică, Colecția de arome, semnată de Igor Kobilenski, producție care urmează să fie promovată chiar și la festivalul de la Cannes. Iar noi așteptăm să fie difuzată și la Chișinău, ca să o vedem, să ne bucurăm foarte mult. Reclame, după care emisiunea noastră matinală continuă. Bună dimineața! Am vorbit înainte de publicitate că avem film în Moldova, să știți că avem și teatre în Moldova, doar că mai multe, iar Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu oferă tuturor șansa de a câștiga la prima oră două bilete la spectacolul Frumoasa din Pădurea Adormită, ce va fi jucat pe 25 aprilie la Chișinău. Iar întrebarea concursului, ca să câștigați dumneavoastră premiile, este: cine a scris Frumoasa din Pădurea Adormită? Așteptăm răspunsul prin SMS la 1133 la prima oră. Primul răspuns corect va fi cel premiat. Dara, dacă știi să nu zici. În această dimineață, în aplauzele dumneavoastră, Dara la prima oră. Salut, bun venit, să rămână. Și o nouă melodie cu 10 zile întârziere după ziua cosmonauticii. Nu, de fapt, să vezi că a fost lansată piesa chiar pe 12. Chiar pe 12. Nu a fost lansată pe YouTube sau pe internet, a fost lansată într-un concert live și fără să ne dăm seama am lansat-o pe 12. Da, da, extraordinar. De ce cosmos? Cine zboară? Pentru că toți noi putem să zburăm în cosmos dacă vrem. Cosmos la nivel foarte metaforic vorbim, pentru că toată viața noastră întreagă e un cosmos și e de ajuns să vrem. Bine, noi suntem gata să o muzica ascultăm. Muzica vorbește cel mai bine. Noi suntem gata să ascultăm această melodie cosmologică de la Dara la prima oră. Ce mă face să tac și să mă prefac, iscusit să îmbrac, m-aș să îmbrac fluturii din viața mea. Îi trezeai și îți plăcea. Ce te face să taci de atâta vreme să taci? Copilă eram pe când maica mea parcă-mi spunea vorba dulce ca vinul, minte amar. Ne îmbătam din cuvinte și așa până-n zori, ca nebuni iubeam. Și-ntr-un ghem de plăcere pământul ușor îl depăneam. Cine bate sus răta cât țigara și-o fuma, cum averam, averam fiind doi. Până și cosmosul părea jucării să devenim. Cum se face așa? Ce-am iubit, noi iurim. Eu știam că secretul tăcerii e scris undeva prin înalturi, căci vândusem biletul cam ieftin, deja-l vândusem la altor. Cineva sus râda cât țigara și-o fuma, cum averam, averam fiind.
deșert. Goal în stradă, delirând, dar orașul nostru e miop. Aiuriți și disperați, noi cu dragoste drogați. Aveam, aveam, fiind în doi. Până și cosmos or părea jucăria celuia, care nouă, doar nouă, ni se supune. La toate posturile de radio, melodia în cosmos, semnată Dara, la prima oră. Foarte frumoasă melodie, nu ne-a plăcut. A, mulțumesc, și mie îmi place. Ce faci în general, ce vrei pe viitor să faci așa în două cuvinte? Avem foarte multe planuri care o să prindă putere și o să le vedeți atunci când ele o să fie deja vizorul tuturor. Cei care de ziua cosmonauticii au stat pe planeta Pământ și n-au mers la concert, când pot să te mai vadă? Pe 25 aprilie o să fie un concert. Cei care vor să afle despre ce merge vorba trebuie să intre pe Facebook, să pună un like paginii Dara și acolo sunt scrise toate, deci doar dacă pui toate like. Da, trebuie să pui like pentru că ca să vezi toată informația care se întâmplă pe pagină și sunt anunțurile vis-a-vis de acest concert și celelalte care sunt mai târziu decât 25. Bine, mulțumim încă o dată, mult succes, Dara, în această dimineață la prima oră ne-a prezentat noua sa melodie intitulată Cosmos. Iar noi revenim pe planeta Pământ, după cum am zis, și vrem să vă spunem că recent, chiar ieri, am marcat Ziua Europeană a Circului, care ne-a prins iarăși cu tema nefăcută. Nu că nu putem să jonglăm sau nu putem să facem scamatorii, dar nu prea avem circ. Capitala Republicii Moldova are parte de câteva circuri, iar dacă facem abstracție de parlament și guvern, rămânem cu două. Primul, din care a rămas doar clădirea și denumirea, este unul dintre simbolurile arhitecturale ale Chișinăului. Cel de-al doilea e circul din cort, care este unul ambulant, ce poposește din când în când pe meleagurile noastre. Circ este, în primul rând, конечно, искусство. Это те возможности, которые может показать именно человек, именно культура, культура физическая человека, то есть его возможности, насколько человек может кувыркаться, я не знаю, прыгать. În ultimul timp există o tendință de a limita sau a scoate din numerele artistice implicarea animalelor, așa că ursul dresat ar putea rămâne în curând doar istorie. Și dacă unii dintre cei mai buni circari de-ai noștri umblă prin turnee cu celebrul Cirque du Soleil, noi ne mulțumim cu cei care ne vin în